Emmy, you got a pain in the ass. Film it. Dubiu. Adică el și credea, și înțelegea, și mintea lui era cotropită de această credință. Credința spune, roagă-te pentru dușmanii tăi, roagă-te pentru toți, nu? Că nu fă cum fac păgânii care iubesc pe ei lor și urăsc pe ceilalți. Tu să iubești pe vrăjmașul tău, să-i dragi pentru cei care îți fac rău să-i negude, pe cele care te blestem, așa mai departe. Era Pica, era un om care cred că în cea mai mare măsură văzătoare evanghelică. Din cauza aceasta, el a fost un om care a putut să se roage. Și sunt convins că s-a rugat pentru dușmanii lui. Un om înalt, îmbătrânit înainte de vreme, slab hieratic, plin de rând și de amintiri dureroase, cobora anonim dintr-un avion în New York. Vineri 6 mai 1966, el a depus mărturie în fața Senatului Statelor Unite, arătându-și trupul acoperit de 18 cicatrice. În anul acela, Occidentul nu era pregătit pentru mesajul lui Bogdan. Rapoartele oficiale ale liderilor religioși din Est și din Vest erau într-o consonanță perfectă. Religia n-a fost opresată în lagărul comunist. Wurmbrand, cu depoziția sa, care a avut efectul unui uragan, a deschis ochii lumii libere asupra milioanelor de creștini prigoniți dincolo de cortina de fier. Prestigiosul jurnal britanic The Guardian spunea că Wurmbrand a schimbat pentru totdeauna percepția creștinismului occidental asupra regimurilor comuniste. Tatăl meu a crezut întotdeauna că înnoirea omenirii sau unei societăți sau unei țări se începe de la înnoirea proprie a fiecărui om a inimii sale. Fiecare om trebuie să-și dea seama că e pe acest pământ invitat, într-o zi va fi invitat să plece de pe acest pământ. Este o existență efemeră și în această existență efemeră cel mai important mesaj sau pentru fiecare dintre noi este relația noastră veșnică cu Creatorul acestui univers. În memoria tatălui meu încerc pe toată lumea să încurajez pe toți creștinii din România mai ales să urmeze exemplul tatălui meu. Să meargă fără compromisuri până la capăt, prin pânzele albe, prin pereți. Tatăl meu niciodată nu s-a gândit vreodată trebuie să-mi păstrez poziția sau trebuie să mă feresc pentru că am o...